Dacă ar fi să scriu un catren, catren însemnând o poezie de numai patru versuri, în ce sens de numai patru versuri? Diferite popoare au poezii scurte. Noi, cea mai scurtă poezie a românilor este Țâpuritura din Maramureș. A japonezilor este haiku, 17 silabe împărțite în trei rânduri, cu un gând anume care ei, în naționalitatea lor, numesc zen și care s-ar putea să fie plăcut și interesant. Sau arabii, bunoară, au rubaiata, care se termină toată cu o înțelepciune neasemuită, bunoară, cum în cazul lui Omar Khayyam. Noi românii, în afară de Țâpuritură, care se începe cu un chiot și se sfârșește cu o beșteleală, care e foarte frumos că e așa, la modul poeziei noastre curte, avem catrenul, până acum. Deci cel mai frumos catren, dacă ar fi să-l scriu eu, ar fi următorul. M-aș gândi, măi, cine e cel mai mare din profesie? Mihai Eminescu, poetul nostru drag. Cine ne-a dat primul imaginea luptătorului nostru la războiul de independență, de încălare pe un cal, aburit, uitându-se așa într-o ceață, semănând într-un câtva și a sergent român și a ciobanul Mioriței? Nicolae Grigorescu. Cine ne-a încântat nouă sufletul, cel mai ales scrind rapsodia română? Enescu. Și cine ne-a făcut nouă coloana fără de sfârșit? Brâncuș. Deci, cel mai frumos catren de a fi în stare să-l scriu vreodată, ar avea patru versuri. 1, 2, 3, 4. Eminescu, Grigorescu, Enescu, Brâncuș. Părerea mea este că poetul nu are o epocă, nu e epoca așa de poeției. Și, în genere, epoca își vede singură poeții, pentru că să remarcați, talentele sunt foarte multe și foarte vari, dar în fiecare epocă își selecționează tipul ei de talent convenabil prezentului ei afectiv. Nu poți spune cum te-ai simțit într-o epocă decât abia după ce ai parcurs-o. Ori, în ceea ce mă privește și pe mine și pe dumneata și pe toți ceilalți care ne privesc acum, noi parcurgem epoca, suntem în decursul ei. Nu suntem nici la capătul vieții noastre ca să putem trage o concluzie și nici la început ca să ne luăm prea mari angajamente. Dar suntem într-o etapă în care putem arunca o privire în urmă. Prefer privirea înainte.